După mine, pictura lui Theodor Amann din secolul XIX, reprezentând de pe atunci celebrul atac de noapte al lui Vlad Țepeș asupra taberei otomane, și-a pus cel mai mult amprenta asupra memoriei noastre istorice. Am crescut cu ea în manuale de istorie, ori la teleenciclopedia. Sursele otomane, unele până acum necunoscute istoricilor români, da, sursele otomane, care după unii nu ar trebui folosite, fiindcă că sunt scrise de dușman. Aceste surse otomane, deci, ne demonstrează de ce trebuie să facem ochii cât mai mari și să avem mintea cât mai deschisă. Aceste izvoare, pe care tot mai puțin istorici români le pot citi, relevă o situație militară la care poate puțin ne așteptam, chiar și de la unul ca Vlad Țepeș, având în vedere resursele reduse de care dispunea. Dacă credeați că ați auzit totul despre războinicul cu cojones de oțel, stați aproape și aflați și mai multe. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în osmanistică și alături de Albert Weber, alt doctor pe care îl vedeți mai rar, fac parte din echipa internațională de cercetare Corpus Draculianum, care își propune adunarea, editarea și traducerea tuturor documentelor de orice gen și proveniență de la și despre Vlad Țepeș Drăculea. Ceea ce povestim aici este rezultatul cercetărilor noastre pe surse istorice originale, consultate în nenumărate arhive, biblioteci și muzee. Înainte de a începe, avem plăcerea și încântarea să vă anunțăm că proiectul nostru științific a primit prestigiosul premiul Hurmuzaki al Academiei Române. Decernarea oficială are loc pe 7 decembrie și să fiți sigur că vă vom ține informați. Cărțile de istorie ne-au obișnuit cu ideea că din diverse motive, și aici interpretările diferă, Vlad Țepeș ar fi dat un singur mare atac de noapte împotriva taberei otomane. Această imagine se bazează exclusiv pe sursele creștine, bizantine și italiene, le vedeți aici lângă mine. Explicația este simplă. Astfel de surse sunt cel mai ușor accesibile istoricilor din cauza barierelor de limbă. La acestea se adaugă motive culturale și religioase, dar și periculoasele tradiții de a scrie istorie. Să mă explic, există tendința aceasta destructivă de a acorda mai multă încredere și prin aceasta mai multă atenție izvoarelor apropiate de noi, fie afectiv, fie cultural, politic, ideologic, ori religios. Adică dacă ești creștin, dai mai multă încredere surselor creștine, iar dacă ești ortodox, dintre sursele creștine, le preferi pe cele ortodoxe, în timp ce pe cele catolice le iei în seamă numai dacă nu mai altceva. La fel, dacă ești musulman, dai crezare prioritar surselor musulmane, iar dacă ești turc, dintre sursele musulmane, dai mai multă crezare celor produse în Imperiul Otoman. Credeți că o astfel de gândire este sănătoasă? Dacă da, cred că putem închide aici, fiindcă nu cred că cineva va fi dispus să învețe ceva din acest episod. Poate ne reîntâlnim la următorul, unde vom discuta surse mai pe placul dumneavoastră. Ei bine, acest episod își propune să se aplece asupra izvoarelor otomane și a celor influențate de acestea. De ce? 1. Fiindcă este contraproductiv și neștiințific să ignorăm cu totul ce spun aceia de care nu ne place. Poate și ei ne spun ceva interesant, ce a scăpat celorlalți. 2. Fiindcă, spre deosebire de absolut toate sursele creștine, unii dintre acești otomani au fost martori oculari. Acei bizantini și italieni despre care vă vorbeam transmit mai departe ceea ce au zis și ei pe diferite canale de la alții care au fost sau nu martori oculari. Ei bine, există cel puțin 3 persoane despre care putem spune cu maximă siguranță că au fost martori oculari, adică participanți la campania sultanului Mehmed al II-lea împotriva lui Vlad Țepeș în iunie 1462.
Aceștia sunt Enveri, omul marului vezir Mahmud Pasha Angelovici, Tursun Bey, secretarul aceluiași mare vezir, și Constantin Mihailovici din Ostrovița, prizonier la otomani și care pretinde că el însuși ar fi activat ca inițier, inclusiv în 1462. La aceștia se adaugă alți autori anonimi care, prin exactitatea informațiilor, se fac suspecți de a fi fost și ei foarte aproape de evenimente. Nu putem însă demonstra cu siguranță dacă chiar au participat la campanie. Unul dintre aceștia este Pseudo Ruhi Celebi. Pseudo adică fals, ceea ce înseamnă că această cronică a fost atribuită fals lui Ruhi Celebi și că în realitate e scrisă de un autor anonim, adică despre care nu știm absolut nimic. În fine, la acești autori se adaugă aceia care, deși nu au fost martor ocular, totuși povestesc cam la fel ca aceia participanți la evenimente. Asta înseamnă că au fost informați de astfel de martori de primă mână. Deci, cum am putea să nu-l menționăm pe cel mai important cronicar otoman din secolul XV, Aşık Paşazade, care a scris cam la două decenii după evenimente. Ienicerul, închipui sau nu, Constantin Mihailovici, este singurul care ne relatează în detaliu trecerea Dunării, datată de Enveri, alt martor ocular, pe 4 iunie 1462. Aceasta s-a petrecut noaptea. Precum vedeți, Vlad nu a inventat războiul asimetric ori operațiunile militare pe timp de noapte. Ca și Vlad, otomanii doreau să-și surprindă adversarul și prin aceasta să-și minimizeze pierderile. Problema e că pe cealaltă parte a Dunării îi aștepta un adversar care gândea și proceda exact la fel. Valahii se fortificaseră în tranșee întărite cu palisade și, asta chiar e surprizător, cu artilerie. Probabil, știind asta, otomanii au trimis să forțeze Dunărea pe cele mai experimentate și mai disciplinate trupe, anume pe inicieri. A doua reacție a fost ca aceștia să evite asaltul frontal. Din acest motiv s-au lăsat cu plutele ușor în naval, adică au traversat Dunărea ușor în diagonală, în speranța de a ocoli focul artileriei valahe. Operațiunea a fost susținută însă cu pierderi imense. Constantin vorbește de 250 de inicieri. Da, așa cum v-am mai povestit în acest episod, 250 erau cifre semnificative pentru acea vreme, pentru un singur asalt. Din cauza acestor pierderi, otomanii au trebuit să solicite întăriri, mai multă artilerie și să aștepte disciplinat sub focul inamic până ce ienicerii au reușit să se fortifice. Abia după instalarea celor 120 de tunuri, probabil o exagerare a lui Mihailovici, otomanii au fost în măsură să-și fixeze capul de pod. În aceste condiții, valahii, conduse pare de voivod în persoană, au trebuit să se retragă controlat în adâncimea teritoriului propriu. Intenția voivodului nu era desigur gândul naiv că l-ar putea împiedica pe sultan să treacă Dunărea. Un comandant experimentat ca el realizase din start superioritatea numerică și logistică zdrobitoare a otomanilor. Ideea era doar de a câștiga timp pentru prepararea rutei pe care era evident că vor ataca ori înaintea otomanii, pentru mobilizarea propriilor forțe și, bineînțeles, pentru punerea la adăpost a unei părți a populației și a bunurilor materiale mobile. Să nu mă înțelegeți greșit. Departe de mine să spun că sursele creștine nu ar fi bune de nimic, iar cele otomane da. Fiecare își are rolul său și niciuna nu are voie să fie ignorată ori desconsiderată fără a fi mai întâi cântărită cu mare atenție. Că așa trebuie făcut, o demonstrează Calcondiles, sursă creștină post-bizantină care relatează în detaliu despre acest episod mai puțin cunoscut. Calcondiles este însă întărit de otomanul Tursun Bey, participant la campanie, așa cum v-am mai povestit. Bizantinul, sau post-bizantinul, care, apropo, a scris în Imperiul Otoman la foarte scurt timp după evenimente, relatează la unison cu toți autorii otomani că imediat după trecerea Dunării, sultanul
a trimis către est trupele de acângii conduse de Mihailo Olu Ali Bey. Pe lângă misiunea de a culege informații și resurse materiale necesare armatei, aceste trupe înaintau spre frontiera cu Moldova. Otomanii aflaseră că Vlad trimisese într-acolo pe cel mai important boier al său, nemenționat cu numele, ca să prevină atacurile moldovenilor cu care se afla în conflict pentru Chilia. Știm că nu vă place ideea unui conflict între Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș, însă în 1462 voievodul moldovean chiar a asediat cetatea Chilia. O garnizoană ugurească se afla în cetate, iar Vlad, ca vasal al regelui maghiar, era obligat să o apere. Despre aceasta, într-un episod separat, fiindcă sunt multe interesante și complexe lucruri de discutat. Acângii sperau să interceteze pe călăreții valahi, numai că, cum necum, s-a întâmplat exact inversul. Valahii au aflat că acângii se aflau pe urmele lor și din vânați s-au transformat în vânători. Aici spune cuvântul și disciplina foarte deficitară a acângilor, care se umpluseră de atâta pradă că abia se mai deplasau. Valahii i-au așteptat noaptea într-un defileu și au bătut atât de tare că până și Tursun, care relatează în termeni cât se poate de bombastici despre succese reale, ori închipuite, ale otomanilor, se simte nevoit să o dea cotită. Se vede în retorica sa în mod clar că încearcă să împacheteze cât mai avantajos pentru otomani un episod foarte jenant. Pe lângă bătaia încasată, acângii au fost nevoiți să piardă și prada imensă în animale, desigur pentru consumul armatei, și sclavi pentru vânzare imediată la Dunăre negustorilor de sclavi. La foarte scurt timp, sau poate chiar concomitent cu acest dezastru al acângilor, a avut loc și așa zisul atac de noapte imortalizat de Aman. Această concomitență ar putea explica și de ce comandantul Valah anonim, întors din estul Valahii, nu a atacat și el tabăra otomane dinspre răsărit odată cu voivodul. Păi, era ocupat cu propriul atac de noapte. Undeva în sudul capitalei Târgoviște, însă nu foarte departe de aceasta, Vlad a dat primul său atac masiv în persoană asupra taberei otomane principale în care se afla sultanul însuși. Accentuez primul, masiv și tabără principală, fiindcă avem destule indicii, chiar și la Tursun însuși, că valahii au atacat de cel puțin încă o dată sau de două ori tabere și trenuri de aprovizionare otomane, nu doar în limitate operațiuni de hărțuire. Care au fost motivele și cum a decurs acest celebru atac? Aflați în acest episod. Acest atac este datat cu precizie în noaptea de 16 spre 17 iunie 1462, prin intermediul lui William Way, un pelerin englez prin Mediterana și confirmat indirect de unele surse otomane. Ce este deosebit de interesant este că în acea noapte era aproape lună plină și poate acest lucru a jucat un rol decisiv, Vlad alegând o noapte unde nu depindea de lumina torțelor, care i-ar fi putut trăda mai repede poziția și avansul. Ciudat este că Halcocondiles descrie acest atac punând mare accent tocmai pe lumina acestor torțe. Mințea? Unde își închipuia asta? Asta dacă nu cumva Halcocondiles confundă acest atac cu următorul. Avem marele noroc ca doi otomani să ne indice locul și data precisă. Enveri, aflat atunci exact în tabăra otomană atacată, ne relatează că gheaurul a venit iarăși, adică după prima încercare, și a atacat în apropiere de Bozu. Istoricii sunt de comun acord că această localitate trebuie să fie Buzăul, fiindcă otomanii înaintau dinspre Târgoviște spre Brăila, pe unde aveau să treacă Dunărea înapoi în Imperiu. Dumneavoastră ce credeți? Credeți ca și noi că e Buzăul? Pseudoruhii celebii ne spune că acest atac a avut loc în noaptea de 22 spre 23 iunie. Acea noapte era exact opusul primeia,
Luna era în ultimul pătrar și afară era aproape negru ca păcura. De data asta, Vlad nu putea ataca decât la lumina făcliilor, așa cum ne informează Bizantinul. De ce și-a revizuit Vlad complet strategia? Fiindcă din cauza precedentei nopți luminate aproape ca ziua fusese descoperit prea devreme de străjerii taberei otomane? Fusese acesta motivul precipitării atacului Valah și a diminuării succesului acestuia? Ori Vlad nu mai avea altă ocazie. Lângă Bozu era ultima ocazie unde putea să-l prindă bine în clești pe otoman. În plus, Vlad se temea că sultanul, înaintând spre est, ar avea de fapt în vizor cetatea Chilia. La exact o săptămână mai târziu, sultanul sărbătorea în zona Brăilei sfârșitul postului musulman, a Ramadanului adică. Da, campania împotriva lui Vlad Țepeș a avut loc în mod cu totul ciudat în exact luna Ramadanului, care, dacă era de ales, era ocolită pentru campanii din motive evidente. Sau nu sunt evidente? Întrebări în comentarii. Ce v-am povestit până acum sunt doar confruntele majore, 4 la număr, dovedibile. Încă unul, două sunt bănuibile. Puternice indicii și afirmații explicite ale grecilor Cacondiles și Ducas arată că valahii au atacat într-una trenurile de aprovizionare otomane, contingentele trimise după alimente, furaje și apă, ori trupele de protecție a acestora. Dintre aceste operațiuni de tip hit and run, cu siguranță unele au fost mai de amploare, iar altele conduse chiar de către Vlad în persoană. Cacondiles ne informează chiar că acesta spiona în persoană, de departe și la depostul pădurilor dese, avansul otomanilor și fortificarea taberelor acestora. Iar eu vă informez că, așa cum obișnuia să-și încheie scrisorile slavone, Măria sa Vlad vă transmite prin umilul său logofăt din toată inima și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!